cafeaua de dimineață ne ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... La dimineața, oameni buni, cafeaua de dimineață, mesagerul de neam știri din Neamț. După emisiunea de ieri, care a fost făcută pur le connaisseur, ca să zic așa, am avut marea bucurie să văd că toată presa națională a discutat același subiect pe care l-am discutat și noi ieri, partea întâia a lui, că partea a doua nu ne băgăm în treburile dosnice ale Bisericii Ortodoxe, ci prima parte a emisiunii, cea privind discursul lui Eduard Hellwig la Cluj. Eu i-aș spune un fel de discurs prescurtat despre starea națiunii și ce idei se preconizează să dezvolte din punctul de vedere al unui șef, al un director al SRI în funcție. Deci, bucurie că s-a discutat, orice discuție teoretică ar trebui să ducă spre progres. Dar este joi, a apărut mesagerul numărul 554. Așa. Și pentru că este joi și pentru că nu este Liviu Harbuza astăzi în emisiune, este primarul Andrei Carabelea. Bună dimineața, bine v-am găsit. Bună dimineața. Și nu am spus-o în sensul că, nu, că ați venit pentru că nu e Liviu Harbuz. Eu începeam emisiunea așa. Bună dimineața, este joi, a apărut mesagerul, este în emisiune Liviu Harbuz. Cunosc pentru că mă stăduiam măcar seara, dacă nu puteam să văd emisiunea în direct, încercam să văd ce... discuții mai apar despre primărie și cu primăria, că Liviu mi-a făcut acest favor de a reprezenta și de a transmite despre multe din proiectele primăriei, fiind, trebuie să recunoaștem, unul dintre cei mai buni comunicatori politici pe care îi cunosc și clar, de departe, cel mai bun comunicator din Neamț, din punctul meu de vedere. E o părere sinceră. În primul rând, bună dimineața și bine v-am regăsit. Mulțumesc pentru invitație și mă bucur că reușesc să ajung la emisiunile dumneavoastră, la cafelele dumneavoastră, joia dimineața, mai ales acum când sunt atât de multe de comunicat. Dacă n-apucați să veniți noi, să facem ca la Consiliul Județean, ne deplasăm noi. Nu e cazul, că noi chiar, diferența noi este chiar că comunicăm, se comunică, nicio problemă să... facem conferințe de presă, numai săptămâna asta am făcut vreo două. Ce-i drept, sunt și perioade destul de îndelungate în care nu mai reușim să comunicăm foarte mult, pentru că există două tipuri de politicieni din punctul meu de vedere. Politicieni care se focusează pe imagine și atunci muncesc 1% și 99% comunică ceea ce au făcut, adică acel... mărunțiș și vezi multe poze pe Facebook și multe comunicări și comunicate și politicieni care 99% muncesc și comunică 1%. Eu ia pe cetățeni să mă judece și să mă apreciez. Idealul este media. O îmbinare. Așa e. Idealul este o îmbinare. Dar cum idealul e greu de atins, pentru că e o utopie să ne imaginăm că există o lume ideală, trebuie să țintim către acest ideal. Există o lume ideală. Și în județul Neamț este o lume ideală. Este lumea ideală a celor care nu comunică. Și nu li se întâmplă nimic pentru asta, dar nu vreau să intrăm în armănunte, că emisiunea este lungă și vreau, dacă se poate, să atingem cât mai multe probleme. Prima dintre ele, pe care vreau neapărat să o atingem, bănuiesc că ați venit și dumneavoastră spre redacție cu mașina. Da. În fiecare dimineață, pentru că avem un traseu în fiecare dimineață. Și ați intrat în piață. Ce se întâmplă? Când vedem stratul, ultima porțiune asfaltată și porțiunea asta finalizată până la pod? Finalizată în prima etapă, stratul pentru cu binder. Ca lucrul să fie făcut de calitate, trebuie ca întâi să fie montate toate bordurile. Pentru că, practic, cred că nu vă referiți la ultimul strat, ci la finalizarea benzii de pe dreapta, dinspre Unumai, spre piață.
După ce se finalizează montarea bordurilor și din câte înțeleg din discuțiile cu colegii din primărie și cu constructorul, ar fi pe mâine, ar trebui să se finalizeze această etapă. Vom avea imediat turnarea covorului, primului strat de covor asfaltic, până aproape de pod. Până aproape de pod. Astăzi se lucrează intens în zona pieței, practic este și zona unde a rămas de finalizat această activitate. Mai este de menționat că după acest strat de covor asfaltic, de binder, va fi turnat în primăvară un alt strat de covor asfaltic și atunci vor fi aduse la cotă toate capacele de la nivelul carosabilului. Astăzi va fi adusă foreza. Foreza pentru turnarea piloților forați la noul pod ce se va realiza aici la piață. Deja se lucrează pentru pregătirea terenului. Mâine va fi o comisie tehnică economică în care va fi avizat proiectul de relocare a stâlpilor, pentru că au apărut niște modificări ale proiectului tehnic inițial ca urmare a descoperirii unor rețele care sunt amplasate ușor diferit față de ce se știa anterior. Asta e lucru care se întâmplă la ordinea zilei. Pentru că, din păcate, nu avem un gist, de exemplu, foarte... niște vă rog să foarte vă contraziceți. Vă rog să mă contraziceți, dacă știți, bineînțeles. Mi-a spus cineva care lucrează la o celebră instituție din Piatra, din județul Neamț, cu atribuții de companie județeană, că respectiva companie n-a fost capabilă să pună la dispoziție constructorului, pe unul din coridoarele de mobilitate, nu mai spun care, unde sunt, cum se cheamă, amplasate toate rețelele, și, exact și unde sunt punctele slabe, ca să fie întărite. Rețeaua aia va rămâne acolo, probabil. Da, astea sunt discuții care au loc la fiecare ședință tehnică. Cum e posibil așa ceva? Să nu știu unde, pe unde se trece cablu. E posibil în felul următor. Ai un proiect tehnic inițial pe care trebuie să-l respecti, dar pentru că... Nu, eu nu vorbesc de primărie aici. Vechime, eu vorbesc de cei care se ocupă de gestionarea rețelelor. La avizatorii și la operatorii de utilități mă și refer acum. Pentru că ei au un proiect pe care uneori nu pot să-l respecte și ca să nu se lungească pentru a obține noi avize și așa mai departe, se pliază după realitatea din teren. Și atunci nouă ne rămâne un proiect care... presupunem că a fost respectat în tocmai, în teren când ajungem constatăm că realitatea este mult diferită. Și atunci, acum e situația de acum de la pod. Este și asta unul dintre motivele pentru care am ajuns în această situație. Proiectul tehnic a fost reactualizat săptămâna trecută de un proiectant care este acreditat de Delgaz, pentru că acolo e sunt anumite specificații, proiectul a fost finalizat, a fost depus la verificatorul de proiect, a avizat verificatorul de proiect, acum ajunge în Comisia Tehnico-Economică, va fi avizat și apoi se poate încheia contractul de execuție pentru care va găsi un subcontractant, contractantul nostru. Deci sunt lucrări care... Alea sunt lucrări specifice, nu le poate face exact. Dan Linu, de exemplu, da. Pentru că acolo e pe gaz, pe chestii specifice. Da. Și vi s-a spus cumva cam cât durează lucrurile astea ca să știe și constructorul când începe? Deci se lucrează foarte intens. Dacă săptămâna trecută, în câteva zile, cred că mai puțin de o săptămână, s-a realizat proiectul tehnic, a ajuns la verificatorul de proiect, a analizat și a dat ok-ul. Acum este programată pentru mâine Comisia Tehnico-Economică, din punctul meu de vedere sau din ce am înțeles din discuțiile pe care le-am avut cu proiectantul, cu verificatorul de proiect, cu colegii din primărie, totul ar trebui să fie ok și să se treacă mai departe. Fiind informat despre această situație, executantul, Dan Linul, astăzi deplasează foreza, o aduce, dacă nu mă înșel, de la Vaslui, unde a fost folosită la o lucrare acolo, va fi adus aici pentru realizarea piloților forați la noul pod.
Nu știu exact cât durează această lucrare, pentru că au fost mai multe discuții și... despre această situație... Îmi cer scuze, exact, dar se mai întâmplă. Întotdeauna mă pierd când mă aud vorbind în paralel. Glumesc. Prin urmare, în foarte scurt timp vor începe lucrările la noul pod, turnarea piloților forați și imediat montarea... imediat ce se întărește betonul de acolo, conform specificațiilor, cel puțin 27-28 de zile, dacă nu mă înșel, după aceea se poate trece la etapa următoare, și anume montarea... Aia deja este o montare care se face mult mai repede decât turnarea. Bun, haideți să încercăm o recapitulare, din ce înțeleg eu. Deci, tronsonul de la regiment, cum se spune, de la 1 mai, așa, până la pod, e posibil să se finalizeze turnarea primului strat zilele acestea, mâine, poi mâine, eu știu cam așa. Probabil ceva. Sâmbătă, depinde și de vreme, dacă nu cel târziu. Deci e posibil. Cum se termină bordurile în zona pieței. Exact. Bun. După care începe foreza la stâlp și lucrarea aceea pentru devierea țevilor de gaz sau cei acolo și relocarea stâlpilor de electricitate. Uh-huh. Aici este un proiect tehnic un pic mai complicat, pentru că nu se referă doar la relocarea celor doi rețelelor din zona Cuieștiului, mai este și în zona Blădet, unde va apărea un sens giratoriu și pentru configurarea terenului trebuie mutate de asemenea niște rețele electrice și s-a schimbat soluția tehnică. Asta înseamnă și... Deci va fi la Blădet, nu va fi la piață. Nu. La Blădet. Bun. Și după aceea, deci după aceea sau în paralel cu asta, Danlinu trece de pod și se apucă de lucrat pe până la gară. Până la gară. Tot același, în același sistem. Borduri. Bineînțeles. Același tip de lucrări. Același tip. Uh-huh. Borduri prima dată, după care se toarnă stratul de binder, ca să nu mai necritice deci, cei care spun. Canalizații, săpături în vederea realizării canalizațiilor electrice, pentru că acum realizăm canalizațiile și apoi vom trece în subteran tot ce înseamnă rețele electrice și de telecomunicații. Deci ne-am lămurit. Deci, practic, avem șanse ca până undeva spre sfârșitul anului, da? Să avem strat de binder până la gară și să se lucreze nu știm cum, când și cât la pod. La pod, zilele următoare vor începe lucrările. Contează și vremea, puțin o lună durează numai de întărirea pilelor, pilonilor forați. Bun. Tragem linie pe zona asta și o întrebare care revine constant. Dom'le, când începe lucrarea la podul de la spital? Pentru că lumea este puțin bulversată, dom'le, începe lucrarea. Eu am înțeles că planul este următorul. Se începe cu podul, pentru că e cea mai mare valoare din proiect, din câte am înțeles. Și dacă cumva batem în lemn, nu se vor încheia de asfaltat chiar toate lucrurile la termen, la finalizare, și va rămâne ca primăria să achite diferențele, să nu influențeze finalizarea proiectului. Dacă greșesc... Ce vă pot spune în legătură cu tot ce înseamnă Traian și Decebal de la Shopping City până la Liceul Cartianu? Am predat amplasamentul pe porțiuni, pentru că, pe de o parte, astăzi se lucrează intens pentru înlocuirea rețelei de distribuție de gaz. Săptămâna trecută am primit proiectul tehnic finalizat pentru rețelele de apă. Acum suntem în procedura de emitere a autorizației de construire după reconfirmarea avizelor pentru apă. Deci avem niște avize la studiul de fezabilitate, având în vedere că proiectul tehnic nu modifică traseele inițiale, dimpotrivă, se merge fix pe aceleași caracteristici și pe aceleași trasee. Practic se înlocuiește țeava. Noi doar notificăm avizatorii, acestea sunt condițiile, prezentați-ne punctul dumneavoastră de vedere cu privire la menținerea avizului existent.
După ce avem autorizația de construire, se începe imediat execuția lucrărilor. Avem norocul, din punctul meu de vedere, că avem același executant. Sau da, este deci, Moldocorul, cel care execută rețelele. Și este și parte în contractul este parte de perețea. Și în contractul de modernizare a drumului. Asta înseamnă ce? Că se poate de lucra parte în economii. Da? Pentru că nu avem un executant care va trebui să aducă la stare inițială, ci avem un executant care are de făcut această rețea nouă de apă, paralelă cu cea existentă. Pentru și atunci că nu aducerea la stare inițială înseamnă parte exact. Din proiectul celălalt. Exact. Da. Acum, din punctul ăsta de vedere, este ok și el poate lucra inclusiv la partea de borduri în zona unde mm-hmm. lucrează. Adică se poate am aici de făcut o clarificare, pentru că am auzit comentarii și diverse interpretări în spațiu public referitoare la bun, de ce s-a făcut gazul, de ce se mai sapă odată pentru apă, de ce nu s-a putut face un singur canal, o singură săpătură pentru ambele rețele. În primul rând sunt trasee separate, sunt proiecte separate, sunt avize separate, sunt executanți separați pentru a realiza un traseu tehnic. Trebuie prevăzut un canal în proiectul tehnic, inițial. Trebuie pregătit cu mulți ani înainte, trebuie discutat temeinic și pregătirea unui astfel de proiect nu se întâmplă în câteva luni, în 2 ani. E imposibil să faci asta, mai ales că în momentul în care a fost realizat proiectul și aprobat și semnat contractul de modernizare a coridorului de mobilitate, nu s-a avut în vedere deloc, chiar deloc, înlocuirea rețelelor de apă, înlocuirea rețelelor de gaz, înlocuirea rețelelor electrice. Toate acestea s-au întâmplat după ce am ajuns primar, încercând să corectăm acele neajunsuri de care ne-am dat seama sau cu pe care au fost obligați să le ne-au riscuri foarte mari pentru o perioadă de monitorizare, de exemplu, de 5 ani, în care se putea întâmpla, Doamne ferește, avarie în orice moment. Da, și plus de asta, odată va trebui făcut o analiză foarte clară a ce trebuiau să facă unii și n-au făcut. Și nu mai avem toate timp și de analizele astea și v-am mai explicat de atâtea ori. Bun. Chiar avem, pentru a pune în ordine proiectele pe care le avem de implementare astăzi, am avut foarte mult, am avut nevoie să ne concentrăm strict pe aceste nevoi, pe aceste probleme, cum le corectăm. Am nu înțeles. Mai analizăm care e vinovatul. Hai, fraților, să ne punem la treabă și să vedem ce avem de făcut. Aici nu sunt de acord cu dumneavoastră întotdeauna. Eu știu, una, tot dar timpul mi-a spus asta. Deci nu sunt de acord cu dumneavoastră, dar e altă problemă. Să rămân consecvent acest pe Mihai Viteazu, cum stați? Pe Mihai Viteazu au început măsurătorile și trasările în teren pe punctele care sunt. Deci, practic, Danlinu va putea să înceapă și acolo. Eu zic că cel târziu, nu, că săptămâna viitoare vor începe. Trebuie să grăbească Danlinu, că dacă câștigă licitațiile pentru autostradă, vor avea foarte multă treabă. Le urez mult succes. Tocmai am dat știrea ieri. Da, am văzut-o și mă bucur chiar că e o firmă care îndrăznește. Chiar care e mare lucru. Lucrează, chiar e mare lucru profesionalism. Aici și nu spun asta pentru că doar pentru că lucrează în Piatra Neamț, ci pur și simplu am mers pe multe drumuri realizate de Dan Lin. Haideți acum să trecem la o chestiune mai delicată. Toate delicate. Bun, astea sunt acțiuni, ele trebuie coordonate, trebuie făcute. Omul care coordonează, domnul Vlad Muscalu, mai rămâne în primărie, pleacă, că am văzut în spațiu public, pa de o parte că ar pleca, pe de altă parte îi se sugerează să-și dea demisia sau să fie demis. Deci, nu, eu vă spun că au apărut toate odată și eu nu cred în coincidențe. Deci, apar foarte multe ipoteze, presupuneri, supoziții, acuzații, pamflete. Cetățenii trebuie să informeze și să caute informația cu o informație verificată din mai multe surse. Adevărul este următorul. Vlad Muscalu este un om tehnic foarte bun și e un privilegiu că îl am în echipă și că în acești 2 ani am reușit să punem în mișcare aceste proiecte și să venim cu proiecte noi, bine gândite, bine corelate cu soluțiile tehnice de actualitate ale momentului și cu o actualizare în funcție de realitățile noastre ca municipiu. Sunt multe oferte pe care un
bun tehnician, le primește într-un moment în care lumea este în plină transformare, care transformare trebuie să se plieze și pe starea conflictuală din lume, și pe starea socială din lume, și pe crizele energetice, și pe toate aceste lucruri. Vlad Moscalu are un CV în spate care demonstrează că are capacitatea de a coordona șantiere mari. Are o hidrocentrală mai mare decât cea de la Bicaz, făcută în Costa Rica, are cel mai mare parc de parc eolian din America Latină sau Centrală, dacă nu mă înșel, mă rog. Oricum, pe acolo are niște rezultate. În momentul în care apare un proiect de investiții inovator în lume, în special pe zona asta de independență energetică, și știm prea bine că lumea se confruntă cu această provocare astăzi să îndeplinească, să vină cu cât mai multe proiecte de genul acesta, sustenabile din punct de vedere energetic, e ușor să fii găsit și ofertat. Și am înțeles introducerea. Sună un fel la un fel de ca un fel de laudatio la final. Asta ca să se vadă că am văzut o știre cum că Vlad Moscalu va fi demis. Sub nicio formă nu va fi demis. Până acum, cred că mai sunt vreo 4 situații despre care am auzit eu că city managerul orașului Piatra Neamț a fost ofertat de mari companii pentru a merge și coordona șantiere mari din lume. Dar acum este cel mai mare șantier din lume. Cel mai mare și mai inovator proiect imobiliar din lume, care vizează construirea unui oraș nou de la zero. Și cred că toată lumea a auzit de orașul unde vor fi Jocurile Olimpice de iarnă din 2020. Practic se construiește un oraș nou. Se construiește special un oraș pentru nou. Jocurile Olimpice. Se construiește un oraș nou care va dobărâ foarte multe recorduri. Ca să spunem lucrurile direct. A fost ofertat de acolo. A dat un răspuns final. Eu nu voi da un răspuns final până nu o va face. Păi normal, eu v-am întrebat dacă v-a spus dumneavoastră. Ce i-am spus eu, că el a venit și m-a informat imediat ce a primit această ofertă. Și dacă până acum i-am zis să fugă cu vizeriile astea de la mine și cu anunțurile astea, că nu mă interesează, n-am timp de prostii, avem multă treabă. De data asta eram la o cafea într-o zi de weekend și i-am zis foarte elegant: Vlad, vorbește cu familia ta, vorbește cu cei apropiați și mie îmi spui decizia ta. Dacă până acum ți-am zis să uiți de astea, că avem treabă în oraș, acum gândește-te la ce ai de făcut pentru tine, că și așa munca ta nu este pe deplin respectată și apreciată în oraș. Și acum mai este și realitatea în oraș următoare. Sau și în primărie? Eu nu mă refer la primărie, că în momentul în care pui presiune pe colegi să muncească și le ceri să ducă mai mult în spate și să aibă mai multe rezultate și să fie mai atenți unde pun virgula și unde zic nu se poate, că primul lucru care îl auzi în primărie este nu se poate, în momentul ăla e evident că nu ești neapărat iubit. Eu nu am spus că city managerul sau eu sau cineva este neapărat iubit. În momentul în care pui presiune și ceri oamenilor rezultate, evident că ai și persoane care abia așteaptă să îți pună piedică eventual pe scări. Asta ca să spunem o altă situație concretă și reală până la urmă, dar cu care ne-am obișnuit și cu care, zic eu, ne descurcăm foarte bine. Dar mai este și un alt lucru. Acum, oricât de bun e Vlad și eu îl apreciez foarte mult, este prietenul meu, colegul meu, și aș fi mult mai confortabil să fie el în continuare în corelarea și în coordonarea acestor proiecte. Dar nimeni nu este de neînlocuit până la urmă și am omul potrivit care să poată continua munca pe care a început-o Vlad. În cazul în care el se hotărăște să plece. Dacă el se hotărăște să plece. Deci nu vă întreb cine e omul respectiv ca să nu le expunem înainte de a face. Nu voi anunța nicio persoană înainte de a comunica Vlad hotărârea lui, decizia lui. Cert este că în momentul de față a ajuns această informație publică că Vlad va pleca
Vlad astăzi nu pleacă nicăieri. Este city managerul orașului și munca lui este pe mandatul primarului. Pentru că el este, are acest mandat egal cu care se încheie odată cu mandatul meu. Până la o decizie a lui Vlad, el este city managerul orașului. Iar astăzi are o ofertă foarte tentantă. O acceptă sau nu o acceptă în funcție este de decizia asta. Lui. Am înțeles. Da. E ok așa, până la urmă asta e situația. Acum îmi vine așa o întrebare, un răutăcism. Veți accepta un city manager care vine cu CV politic? Da, v-am zis că am persoana și tocmai mă bucur că înainte de a apărea această potențială presiune să vină cineva cu recomandări, am omul. Am înțeles. Am înțeles. Bun. Acum eu v-aș propune, am discutat de proiecte, nu știu dacă mai sunt lucruri care trebuie comunicate pe proiecte în desfășurare acum. Eu nu aș spune oamenilor, evitați astăzi pe cât posibil zona pieței, că se intră greu, se lucrează, numai dacă aveți neapărat nevoie, veniți în zonă. Asta aș spune eu astăzi, dar dacă mai sunt lucruri, dacă nu, eu vă propun un mic joc. Aici vreau să fac o observație. Venind spre dumneavoastră la emisiune, într-adevăr, pe Dimitrie Leonida, coada era până aproape de stația de salvare. Dar am făcut 12 minute de la stația de salvare și până la piață. Deci nu a fost atât de... Nu, eu zic că de intrarea în piață. Nu mai este deci de nu, funcționează, pentru că este nu funcționează îngustat, intrarea aceea pe bretea. Breteaua care intra de obicei mai lejer, acum funcționează doar intrarea din stradă direct și e un foarte îngust. Cei taxiurile care ies de obicei pe acolo, acum dacă vreunul vrea să iasă, se va produce și un pic de înghesuială, deci e un pic mai greu accesul. Așa dar e. N-am spus că când este imposibil. Se lucrează, da. Evident, deci astăzi, probabil că astăzi se vor pune bordurile sau mă rog. Cel aici vreau să spun doar un lucru. Chiar se lucrează. Nu se bate pasul pe loc. Nu vedem șanțuri care să fie lăsate cu lunile, cum se întâmpla odinioară. Astăzi, în noaptea, se sapă și maxim a doua zi se acoperă cu conducta înlocuită sau poziționată așa cum trebuie. Se lucrează, se merge într-un ritm, din punctul meu de vedere, consistent și în care nu prea se pot aduce reproșuri. Deci, eu de obicei nu intervin când sunt comentarii. Dar de data asta chiar... Deci la comentariu că trebuie adus cineva, că va veni cineva, că tot o pilă, dar nu o să aducă pe cineva de pe stradă. Ăsta este genul de comentariu făcut. Dar să vină în chiar răspund. Domnul, uitați. Deci, las, da. Deci nu poți să pui pe cineva de pe stradă să conducă... Îl iau pe cabinet primar, da, să vină, da, deci, domnul respectiv. Genul ăsta de comentarii făcute din vârful limbii și din vârful pixului nu folosesc nimănui la nimic. Dacă domnul are un CV, pe cuvântul meu vă rog să veniți cu el și să-l promovăm. Aici sunt două lucruri de... Și chiar mă bucură comentariul concetățeanului nostru, fie că e cont real sau cont fake, în spatele tastelor tot este cineva. Da. Am să vă zic un lucru care m-a mâhnit și mi-a dat posibilitatea să compar cum se comportă omul în realitate și cum se comportă pe Facebook. Anul trecut, cam pe vremea asta, fix după ce s-au terminat lucrările la primul tronson pe fermelor, un vecin de-al meu a venit și m-a umplut de respect și de cât de fericit era. Eu eram pe fermelor și mă uitam cum s-a lucrat. Cu bune, cu rele, nu eram neapărat extraordinar de mulțumit de cum arătau lucrurile. Vine vecinul, nu m-a luat în brațe și nu m-a pupat să-mi zică cât de fericit e că în sfârșit s-a gândit cineva să facă porțiunea aia de drum. Că adevărul e, comparația dintre cum arăta atunci și cum arăta înainte, nici nu se putea face. La câteva zile îl văd comentând pe Facebook că lucrare făcută de PubliServe în bătaie de joc.
Bă, nu mai erai tu acum câteva zile omul fericit că arată bine, mult mai bine ca înainte? Deci cam asta este diferența între persoana în realitate și Facebook. Facebook-ul devine un canal al exprimării egoismului, individualismului, răutății și a ipocriziei. Nu în toate cazurile. Vorbim de cazurile astea, apropo. Cazurile astea, mă refer la cel cu pila. Da. Bun. Haideți să facem un joc. Nu știu dacă aveți chef să vă jucați la ora 9 și un minut. Nu prea am timp, dar acum... Haideți să facem un joc. Haideți să numim jocul ăsta un fel de cum se chema, Doamne, că am uitat cum îi spunea la jocul ăla, dădeai cu zarul și intrai prin diferite monopolii, nu? Sau, nu? Sau ceva de genul. Haideți să facem un joc, nu dăm cu zarul, dar hai să construim un buget pentru la anul. Da. Aveți curajul să construiți un buget cu mine? Am început să-l pregătim în primărie. Nu vă ascund că la începutul anului le-am cerut să avem toate departamentele, toate compartimentele să aibă constituite solicitările pentru pregătirea bugetului pe anul viitor până la începutul lunii august, în așa fel încât în august să putem și avea o primă variantă de buget. Recunosc că n-am întrebat la începutul lunii august dacă avem lucrurile astea pregătite, am întrebat la sfârșitul lunii august și toată lumea a fost luată prin surprindere. Dar acum avem conturate niște direcții și suntem în plin proces de pregătire a bugetului pe anul viitor. Haideți să ne jucăm, da? Baza bugetului, ca de obicei, este care? Haideți să vorbim despre bugetul de investiții. Că partea de funcționare, care înseamnă facturi de utilități, și servicii sociale și salariile din primărie și din entitățile subordonate este clară. Haideți să vedem ce se întâmplă pe partea de investiții, pe partea de proiecte, pe partea de, nu știu, poate reușim în sfârșit să rezolvăm problema datorie istorice și să rupem lanțurile trecutului care încorsetau și strântorau maxim bugetul și puterea de a gândi și de a fi creativ. Cât din buget, cât la sută din buget va fi pentru investiții? Așa, aproximativ, nu o să puteți acum. El se va finaliza undeva în noiembrie, probabil. Deci, dacă anul acesta bugetul de investiții a orașului a fost cam de două ori și jumătate mai mare față de anul trecut. Anul trecut am avut 22 de milioane de lei, dacă nu mă înșel. Anul acesta avem 60 de milioane de lei buget de investiții și cred că într-o pondere de realizare de peste de execuție de peste 70%. Eu cred că anul viitor vom avea un buget de investiții de peste 100 de milioane de lei. 100 de milioane de lei. Banii ăștia, ce banii ăștia? Haideți să explicăm pe înțelesul tuturor. Banii ăștia de unde sunt? Cei 100 de milioane? Sunt banii primăriei sau bani și din proiecte pe investiții? Nu, doar banii de investiții pe buget local. Pe buget local, 100 de milioane. De ce zic 100 de milioane? Pentru că asta în condițiile în care vom reuși să avem o emisiune de obligațiuni de succes. Adică reușim să achităm creditele din urmă și să acoperim contribuția pentru cheltuielile neeligibile. Practic vorbim despre un buget de investiții de 100 de milioane în cazul în care nu se vor mai plăti ratele care se plătesc acum lunar, nu, ca să înțeleg. De o parte dintre ele am scăpat, de o parte urmează să scăpăm poate chiar până la sfârșitul lunii, dar aici o să fac o comunicare separată pentru că este vorba despre un proiect foarte important care iarăși în pragul care este, nu știu cum să vă explic, o problemă creată de zeci de ani în urmă. Da. Nu chiar 10, pe care nu credeam, 20, 20 aproape, da. 15 cel puțin, pe care până anul trecut nu credeam că vom găsi vreodată vreo soluție rezonabilă, decentă și constructivă pentru oraș.
Iată că acum o avem, dar trebuie să reușim să convingem întreg Consiliul Local. Pentru că asta este o situație care trebuie asumată de toată lumea. Nu e a primarului Carabelea, nu este a PNL, a PSD. Eu bănuiesc că știu la ce vă referiți. E vorba de chestia cu Telegondola. Exact. Cu Perla Investul, de fapt. Bun. Acum nu văd ce probleme ar fi din moment ce s-a votat săptămâna trecută. Nu? Bugetul. S-a votat bugetul. Unde? Acolo era inclusiv o rectificare bugetară care putea să te ghideze în direcția ceea ce se va întâmpla. De mine ce mă alertează este că bugetul a fost votat de 12 consilieri. A, deci jumătate plus. Și opoziția s-a abținut. Aici este pentru ca acest proiect să treacă și să reușim să rezolvăm această problemă. Avem nevoie de 2-3. Dar eu cred că acum este un proiect de unanimitate. De ce? Pentru că este un proiect al orașului. Nu al primarului Carabelea, nu al vreunui partid sau... E vorba despre aproape 50 de milioane de lei pe care orașul le-a plătit pentru a avea o telegondolă funcțională. Și acum, dacă nu producem, e vorba de acum, nu putem să facem luna viitoare, pentru că pe 31 octombrie va fi prea târziu. Dacă nu rezolvăm problema acum, să răscumpărăm clădirea de la telegondolă, care până la urmă este a orașului, doar că a fost dată prin majorare de capital social societății Perla Invest. Avem această obligație de a face ca planul de reorganizare, de a ne asigura că planul de reorganizare a societății Perla este dus la bun sfârșit. Adică se concretizează vânzarea clădirii care este stația de plecare a telegondolei. Aici e o discuție pe care o să o purtăm într-o emisiune numai pentru așa ceva. Dar eu vreau să înțeleg așa. Din răscumpărarea piciorului telegondolei va fi îndestulată îndestulat, cum se spune, vor fi îndestulați creditorii și să permită închiderea procesului acesta de insolvență? Nu numai că va fi îndestulată, ne luăm și noi bani. Dacă se vinde clădirea telegondolei, primăria are de recuperat mai bine de 1,5 milioane de lei din suma cu care este scoasă la licitație. Și există posibilitatea vânzării prin negociere directă? Nu, sau... este o licitație organizată de administratorul judiciar. Și va fi o licitație. Da. Deci e posibil, teoretic vorbesc, să apară această licitație, pentru că eu m-aș bucura să vină un privat și să cumpere această clădire și să investească și să o administreze foarte eficient. Această licitație este săptămâna viitoare. Deci dacă este vreun... Și când vreți să faceți, ședința? Dar nu organizează primăria. Nu, ședința pentru ședința proiect. De Consiliul Local, când proiectul acesta este gata, mai avem în lucru câteva proiecte prin care să solicităm, să formulăm niște cereri de finanțare și pentru a le face avem nevoie de acordul Consiliului Local. Când sunt gata toate cele trei proiecte de care vizează obținerea de finanțări nerambursabile, asta trebuie făcut ședința. Foarte repede. Deci asta astăzi, trebuie... cel târziu mâine, convoc ședința pentru luni sau marți. Am înțeles. Aștept să văd și eu proiectele de hotărâre. E un subiect pe care, despre care noi am scris foarte mult, inclusiv de atunci de când a fost prima investiție. Și când directorul pus atunci la Perla Invest, cum s-o fi chemândeat, cred că tot Perla Invest se numea așa atunci, un director, nu un tip sperios, un tip destul de așa, când a văzut niște facturi, a refuzat să le semneze și a preferat să plece. Uh-huh. Și deci, de atunci erau semne de întrebare. Eu sunt curios să văd care e mecanismul. Acesta nu vizează doar clădirea telegondolei. Avem baza hipică, avem instalația de telegondolă, avem o serie de clădiri ale Perla Invest. Plus că Perla Invest mai are în patrimoniu niște clădiri, nu? Mai are... Da, de asta vă și spuneam. Da. Mai are instalația de teleschi. Toate acestea vor fi vândute pe bucățele dacă nu rezolvăm problema aceasta acum. Deci în noiembrie s-ar putea să nu mai avem sub nicio formă
control pe anumite lucruri. Am înțeles. Dar aveți dreptate, e o comunicare care trebuie purtată separat, pentru că este un subiect foarte, foarte important. Da, aici, cum să vă spun, așa, stând deoparte, aș zice, da, domne, până la urmă se reconstituie patrimoniul orașului, dar tot, aș spune, ia hai să văd și eu, cine a dat clădirea lui Perla Invest. Cine a votat și pe baza a ce proiect? Care era proiectul respectiv? Dumneavoastră și să mă uit. Știți foarte bine. Și să mă uit în proiectul ăla să văd, băi, care-i treaba? Pentru că nu vă supărați, l-am plătit odată. L-am mai plătit odată. Acum am mai plătit încă o dată. Situațiile astea se găsesc și în viața de zi cu zi. N-ați auzit de oameni de bună credință care merg la bancă de mână cu cineva ca să garanteze un credit. Dar nu vorbim de oameni de bună credință aici. Aici nu vorbim de oameni de bună credință. Aici vorbim despre garantarea unui credit cu toate veniturile orașului. Situația asta. Că eu acum trebuie să rezolv ceva. Am înțeles. Într-o situație foarte ne întoarcem la joc. Da. Deci 100 de milioane buget de investiții în condițiile în care nu se mai plătesc rate, o parte dintre ele dispar. Exact. O parte nu se mai plătesc dacă se face emisiunea de obligațiuni, da? Și acele 100 de milioane de la investiții sunt o parte pentru plata cheltuierilor neeligibile în proiecte sau da. Așa? Cât rămâne pentru investiții noi? Pentru investiții noi? Păi, sau aici am care ar fi investițiile noi? Asta este mai degrabă zona pe care o putem începe astăzi. Că este doar o discuție de început. De exemplu, avem niște proiecte realizate proiectarea tehnică este finalizată pentru strada Calistrat Hogaș, care va fi complet modernizată cu trotuare noi, cu asfalt nou, cu sperăm noi un acord în ceea ce privește înlocuirea țevilor cu sprijinul APASERV. Mai avem o serie de străzi în zona Pietricica, pentru că acolo este un cartier în plină dezvoltare și principiile de dezvoltare urbanistică spun că întâi duci utilitățile, apoi asfaltul și apoi vin oamenii și ridică casele și se stabilesc acolo și plătesc taxe și impozite pe noile construcții și terenuri. Mai avem în vedere și acum este un proiect care care este în plin proces de creație, o zonă de promenadă extrem de interactivă și atractivă pe Cozla. E un proiect pe care abia aștept să-l prezentăm. E o idee pe care a inițiat-o viceprimarul Marius Sirimia și chiar e o idee foarte îndrăzneață și bun, care poate face, care poate crește exponențial atractivitatea. Dar nu-i cazul de săpături? Fără săpături, fără nimic. Cert este că acolo avem două strategii. În momentul de față avem planul A. Toată această amenajare să înceapă din zona de protecție și planul B. Scoatem lucrările din zona de protecție și începem proiectul în afara zonei de protecție și aici depinde cât de deschisă va fi una dintre instituțiile care ne-a șocat prin diversitatea modalităților de a privi lucrurile. Pe de o parte, stabilim că ceva este ok, noi transmitem o adresă prin care spunem că vrem să exploatăm potențialul zonei și ANAP-ul vine și ne răspunde că este interzisă exploatarea resurselor naturale în zona de protecție. Deci a exploata potențialul zonei devine o formă de a exploata resursele naturale. Deci, sunt
situații ușor absurde. Acum, cum să vă spun, ANAP-ul până la urmă este o instituție care are și ea o coordonare. Absolut. De asta lucrurile avem se rezolvă, două variante. Lucrurile se rezolvă până la urmă și la, în România mai ales, la nivel de coordonare de multe ori. Știți? Ieri vorbeam despre ce a spus domnul Helvig. Și stăteam și încercam să-mi imaginez. El spunea așa, domnule, e adevărat, sunt foști lucrători în SRI, că de fapt se referea la cei din SRI, care au ieșit la pensie și acum se află în spatele unor instituții publice, în spatele unor societăți comerciale. Am citit și eu articolul, așa. Da. Și mă întrebam, e cazul și în Neamț? Să știți că există abordări care sunt e cazul și în primăria Piatra Neamț? Eu zic că nu. Eu zic că nu, dar dumneavoastră o să mă contraziceți. Eu nu contrazic niciodată. Eu nu contrazic și le înțeleg, le pot asculta. Eu sunt de părere că aceste lucruri vor înceta. Chiar dacă astăzi mai cred în puterea bătăilor pe umăr, părerea mea este că... Eu vă sugerez încă să credeți. Din păcate, sunt oameni care cred, iar eu o să-mi văd de treabă și nu o să cred. Că sunt oameni care încă gândesc astfel și că încă sunt tineri, mă surprinde. Da. Dar eu nu mă voi lăsa influențat de aceste abordări. Ne întoarcem la buget. Când vorbesc buget, mă gândesc la oamenii din spate. S-a discutat ceva în momentul acesta despre... Că mie mi se pare extrem de important și interesant. Și am insistat asta la fiecare buget. Pe bugetul societăților, municipalității? Numai puțin. Societățile municipalității au ca domeniu de activitate zona de funcționare. A, și le-ați inclus alea acolo. Alea sunt reparații. Alea sunt servicii pe care trebuie să le facem și care este responsabilitatea primăriei să le plătească. A reduce bugetul pentru curățenie înseamnă să rămâi să reducem. Fără... Eu m-aș bucura să văd pe stradă niște utilaje ultramoderne, noi și așa. Asta este și... M-aș bucura să văd Publiservul dotat ca Dan Linu. M-aș bucura să văd, nu mai știu ce să mai văd, parkingul, că discută măcar. Eu aștept o conferință de presă de la parking de când au preluat activitatea. Da. Nu știu de ce, am senzația că foarte multă lume ar fi interesată de ce se întâmplă acolo. De exemplu, la parking aștept să văd din buget partea de investiții în parcări. Dați-mi voie să vă zic părerea mea. Aici este primăria obligată să facă investiții, dar cu banii care vin de la parking. Păi. Pentru că trebuie să alocăm capitolele de investiții în funcție de potențial și de veniturile care se generează. Dacă până a venit eu primar, n-a existat vreodată o idee de a se face o investiție nouă pe zona de parcări, primul lucru care l-am avut în gând, am avut reformarea sistemului de gestionare și administrare a parcărilor în vederea respectării acestui principiu. Banii care vin din zona de parcări să fie investiți în două direcții, echitabil distribuite. Pe de o parte, ce sunt parcările? Sunt spațiu public pe care eu îl ocup cu mașini. Pe acel spațiu, eu pe de o parte vreau să întorc ceva proprietarilor de mașini și anume să îmbunătățesc condițiile existente astăzi prin generarea de investiții în noi locuri de parcare și în noi sisteme care să eficientizeze derularea acestui serviciu, dar și către ceilalți cetățeni care nu au mașină și care nu folosesc mașina și care sunt mai mulți, de vreo două ori mai mulți, care au și ei dreptul să se bucure de acel spațiu.
Trebuie să generăm proiecte și pentru ei. Parcuri, locuri de joacă, skateparcuri, zone de agrement, zone de distracție, zone de divertisment, care bucură până la urmă pe toată lumea, că și proprietarul de mașină vrea să meargă, să respire aer curat cu copilul, să se joace într-un loc de joacă modern. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că așa e normal. Ideea este cum vom reuși să generăm noi spații de parcare pe zone, adică să folosim spațiul zonele. Spațiul este foarte geometric și geografic, este foarte redus. Așa este. Noi astăzi, pentru a rezolva problema parcărilor, nu putem face altfel decât pe verticală, în subteran sau suprateran. Și să regândim toate spațiile care încă sunt deschise și libere în oraș, gen zona Gara Veche, zona dintre gară și malul Bistriței, zona de pe strada Digului. Avem proiecte pentru aceste zone care trebuie gândite cu urbaniști. Și aceste zone sunt incluse în proiecte care teme de proiectare care vor fi demarate anul viitor. Da. Pe acest buget de care vorbim. O întrebare care revine de fiecare dată. Ce se întâmplă cu gestionarea deșeurilor și când se va finaliza problema licitației pe zona 1? Știu că nu-i treaba primăriei să organizeze licitația. M-am auzit săptămâna aceasta cu domnul președinte de Radio Econem, domnul Gavrilescu. Da, e în contestație. Practic, tot procesul este blocat până la un răspuns final din partea CNSC, presupun, după care, nu știu, care va fi răspunsul, care va fi concluzia, dacă se revine la, se reorganizează licitația, se reevaluează, nu știu exact care este situația acolo. De ce am insistat eu pe buget? Pentru că eram curios să văd, în afară de proiectele acestea mari, care le avem cu străzi, odată cele trei coridoare, pe urmă alte străzi, după aceea să vedem ce urmează după coridoare, școli, normal, da, sunt acolo. Pe mine mă interesa să văd și în zona aceasta a serviciilor ce bugete și ce planuri sunt și ele nu se pot face fără bani de la beneficiar, ca să zic așa, care este primăria. De asta am insistat. Și săptămâna trecută vorbeam așa, luna asta va ieși sau luna viitoare va ieși din insolvență urbană, probabil. Sau așa se preconizează. Da. În momentul în care a ieșit din insolvență, se repun în mișcare niște rotițe, adică redevine la Consiliul Local, Consiliul Local AGA, CEAU, trebuie să fii ședinte cu adevărat în atribuțiuni, vă trebuie director și vă trebuie un plan de funcționare pentru la anul. Ce se va întâmpla? Va rămâne cu ce urbanul? Cu piețele, cu spațiile verzi? Cu ce? De asta, pe mine de asta mă interesa să discutăm despre buget și din punctul ăsta de vedere. Deci, aici urbanul într-adevăr va ieși din insolvență foarte curând, sunt aproape sigur de asta. Avem două ipoteze încă în discuție cu privire la urban, fiecare cu avantajele și dezavantajele ei, dar iarăși este un subiect destul de complex. Părerea mea este că ar fi păcat să-l începem astăzi, că e puțin probabil că vom reuși să-l lămurim, mai ales că încă nu am luat o decizie foarte clară cu privire la urban. Cert este că această societate, într-o formă sau alta, va continua să existe, pentru că, și aici vă spun cu sinceritate, m-am apucat de foarte multe reforme și este imposibil să le realizez pe toate într-un mandat. Partea de administrare a piețelor nu mai am niciun gând să o luăm la primărie în acest mandat, pentru că nu e cazul, avem foarte multe alte lucruri de rezolvat și de dus așa cum le-am început deja. Bun, acum deci, societatea urban va exista în continuare. Mi-e și teamă să întreb, deși nu mi-a fost teamă niciodată. Puteți să întrebați. Dacă urbanul în momentul ăsta și-a îndeplinit obligațiile contractuale față de primărie.
din insolvență, el trebuia să-și îndeplinească niște obligații, redevență, etc., etc. Din câte știu eu, toate aceste obligații sunt îndeplinite. E o discuție care trebuie purtată în urma deciziilor judecătorești. Cum? Pe reglarea unor lucruri care s-au întâmplat iarăși. Celebra dare în plată, exact, da? Exact, da. Adică, hai să vedem ce primim, ce dăm, ca da, să ne închidă. Să se compenseze datoriile reciproce. Da, am văzut zilele trecute că a trecut de Camera Deputaților, parcă, dacă nu mă știu, sau Senat, nici nu mai are nicio importanță, un fel de hotărâre că o sumă de bani din banii alocați pentru sport vor fi obligatoriu transmiși către sportul pentru copii. Uh-huh. Da. E un subiect... 30%. 30% uh-huh, parcă, dacă nu mă înșel. Da. Cu asta fac și o... Și mi se pare o idee genială. Este foarte bine. Fac și o pregătire pentru emisiunea de mâine. Mâine în emisiune... Dacă totul este în regulă, Florentin Petre, fostul mare fotbalist de la Dinamo și al echipa națională, și care acum este locale, antrenorul echipei Ceahlău. Va veni bine, înaintea unui meci e foarte important și chiar mi-am pus în agenda pentru sâmbătă, la ora 3, prezența pe stadionul municipal, un stadion pe care... consider că ne facem datoria așa cum trebuie și le întreținem într-o manieră corectă, cel puțin la nivel de Liga 1, pentru a crea condițiile ca orașul nostru să redevină reprezentat în Liga 1. Eu mă gândesc să ajungem în Liga... Munca, da, munca băieților și a domnului antrenor și a conducerii executive a clubului, că țintesc către asta și anul trecut și acum 2 ani au fost la un pas să promoveze. Sunt în top și anul acesta. Sper ca publicul din Piatra Neam să fie alături de echipă. Pentru că în momentul în care îți dorești un lucru, dar nu simți tot, n-ai tot suportul necesar, ceva aici trebuie lucrat un pic. Aici trebuie lucrat un pic la percepția publică, pentru că lumea... Tot timpul când se construiește ceva e greu. Da. Orice nu, drum... Problema știți care e? Lumea era obișnuită să vină cu bucurie la stadion, pentru că erau meci de fotbal, meci de handbal, meci de volei, meci... Se ducea lumea, era galerie organizată, frumos, era o efervescență. După care a urmat perioada aceea în care... S-au masonit lucrurile la clubul de fotbal Ceahlău. Au urmat procesele în care s-a văzut jaful făcut pe bani publici acolo, cu deconturi duble, cu bani care trebuie recuperați. A devenit mai mult o afacere decât o pasiune. Exact. Da. Și lumea a zis, bă, dar stai un pic, mă duc acolo, mai dau și bilet, bani pe bilet, pentru ce? Ca niște șmecheri să joacă. Acum, cei care investesc, cei de la Comes, parcă, da, par să încerce să schimbe lucrurile. Să... Uite, chiar venirea lui Florentin Petre. E un efort să-l aduci pe Florentin Petre să facă. E un efort. Pentru că este un om care a confirmat și s-a validat în primul eșantion. Da. Deci, asta spuneam. Eu m-aș bucura să văd la nivelul municipiului Piatra Neamț, după ce să mai liniștesc lucrurile un pic, chiar și, că dacă altă soluție nu avem, un club sportiv municipal. Genul ce este la Roman, ceva de genul ăsta. Consider că este mai firesc ca primăria să sprijine în momentul de față, logistic, cu tot ce poate. Am spus acum că acum nu se poate. Acum nu avem cum. Acum nu se poate, clar. Am toată deschiderea ca în momentul în care condițiile ne permit să sprijinim cu toată energia posibilă sportul, pentru că sportul este cel mai puternic ambasador pentru oraș. Și avem nevoie de vorbe bune care să se răspândească cu ușurință și să mai încurajăm și pe concetățenii noștri că se întâmplă lucruri frumoase aici la noi acasă și că merită să felicităm atunci când e de felicitat, merită să încurajăm și să îmbărbătăm atunci când se poate mai bine. Adică să avem o abordare constructivă, că prea mult ne lăsăm
crâncenați așa. Da, în, apropo de sport și de lucrurile și... astea, eu nu înțeleg, există un anumit imobilism pe care nu pot să-l înțeleg. Să organizezi un concurs de șah nu este mare lucru. Să organizezi un concurs de tenis de masă nu este mare lucru. Adică lucrurile astea simple la nivel, nu, și nu vorbesc de primărie, mm-hmm. nu-i treaba primăriei, primăria poate să sprijine. Sprijinim. Dar chiar a fost acum două săptămâni în concurs de șah foarte frumos. Știți, adică dar astea lucrurile astea să fie cum să devină o obișnuință. Mm-hmm. Să ți ocupi timpul cu ceva, să ai 10 locuri, lucruri pe care să le poți face în final de săptămână sau seara când ai. Și da. Dacă sunt și într-un apropo form, de asta, că dacă rog. Tot ați deschis subiectul, un lucru cu care încă mă doare că n-am reușit să-l rezolv este acoperișul de la sala polivalentă. De exemplu, sâmbăta aceasta, weekendul acesta, este un concurs formidabil care are loc acolo. Și primul lucru, când am primit invitația și am aflat de eveniment, un eveniment pe care de asemenea îl sprijinim cu mare drag. Acum spuneți-l, ca m-am uitat, ce eveniment e? Campionatul Național de Dans Sportiv, Raydance, la Piatra Neamț, care se întâmplă anual. Primul lucru care, când am auzit când va fi evenimentul, m-am uitat pe vreme să văd dacă nu plouă. Pentru că acoperișul nu este foarte gândit acolo și pe bugetul de anul viitor vom repara în sfârșit și acoperișul ăsta, îl reproiectăm. Și scările de intrare. Scările de la intrare s-au făcut. S-au făcut după ce am dat materialul atunci? Imediat. Ei, uite, eu n-am mai fost, fac mea culpa, o să mă duc imediat. Să văd. Să știți, de multe ori ne luăm și e foarte... Când un mesaj este corect, asta nu trebuie, așa nu trebuie să arate scările de la intrare. E partea de intrare în oraș până la absolut. Urmă acolo. Imediat am întrebat pe cei de acolo. Păi, e corect să văd informația asta aici și să nu vii tu să-mi arăți, dar eu trec în fiecare zi pe acolo, reușesc să văd în fiecare zi cum arată lucrurile. Pui mâna pe telefon și retransmiți colegilor că este asta situația. Nu mă sunt pe mine. Ne oprim imediat aici. Imediat s-a rezolvat. Ne oprim dar aici. Așa mergem asta înainte. Asta e situația. Deci, concluzie, oameni buni. N-am... Când începe podul? Podul de la spital. De la spital. Că tot am început și am... Noi am predat amplasamentul constructorului. Are 8 luni la dispoziție să-și organizeze activitatea. Deci el poate să înceapă oricând. Poate oricând, da. Păi o să-l întrebăm. Speranța noastră este că reușim să comunicăm eficient și să ne corelăm în așa fel încât să nu blocăm orașul. Și aici mă aștept ca executantul să fie un constructor de bună credință și să țină aproape cu colegii din primărie pentru a comunica eficient, având pentru în a vedere informa că cetățenii orașului. E o valoare mare acolo, da. Probabil că e și interesul lui să termine foarte repede. Bineînțeles. Da. Ne oprim aici. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Asta a fost emisiunea de azi. Mâine, Florentin Petre, discutăm despre fotbal la Piatra Neamț și nu numai. Pentru că el este un om care cunoaște fenomenul în profunzime. Îi mulțumim domnului primar, mulțumim celor care s-au uitat la noi și ne-au suportat și așteptăm să vedem ce se va întâmpla în cazul lui Vlad Muscalu. Așteptăm ca în weekendul acesta să finalizeze pe Dimitrie Leonida. Încep lucrările spre gară, săptămâna viitoare probabil, și încep lucrările la pod, la podul de peste Cuiești. Cele bune, numai bine! Să fim iubiți!